Ați auzit doar câteva versuri din imnul școlii eco-europene Andrei Șaguna din Deva. Aici predă cel mai bun dascăl din reședința de județ, desemnat profesorul anului școlar 2011-2012. Este vorba despre Flavia Suciu, profesoară de chimie fizică la această unitate de învățământ. Călin Grecu este unul dintre cursanții săi, elev care a reușit să ajungă la etapa națională a concursului de chimie Raluca Ripan. Dacă la început chimia mi se părea doar ceva interesant, cu multă răbdare și dăruire, doamna profesoară a reușit să mă învețe tainele reacțiilor chimice și astfel să-mi depășesc limitele. Un om care pune suflet în ceea ce face, un om modest, un om cu reale calități de dascăl și care se implică în problemele de zi cu zi ale școlii. Vizibil emoționată în urma aprecierilor și a titlului primit, profesoara Flavia Suciu a recunoscut că se simte mult mai în largul său la catedră decât în fața camerelor de filmat. Acest titlu mă onorează, este o încununare a activității pe care o desfășor de mulți ani în școala Andrei Șaguna Deva și în același timp mă și obligă pentru munca la catedră în continuare. Criteriul principal în desemnarea profesorului anului l-au reprezentat rezultatele la olimpiadele și concursurile școlare de la nivel național.